Bună seara, dragii mei prieteni! Bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine v-am regăsit la o nouă etalare! Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Taur, ascendent în Zodia Taur, 6-13 mai. Haideți să descoperim împreună ce vrea să vă transmită oracolul dumnezeiesc al iubirii. Ce trebuie voi să știți, ce trebuie să luați în vedere și ce vă sfătuiește acest oracol pentru Zodia Taur, ascendent în Zodia Taur, pentru următoarea săptămână. Ce vrea să vă avertizeze și ce trebuie, în ce sector trebuie să dați voi mai multă importanță. Haideți să vedem. Au ieșit două, ca de obicei. Haideți să vedem. Vi se spune că sunteți protejați și aveți protecție divină. Nu ești singur. Ești protejat, ești îmbrățișat, ești în siguranță. Și ai nevoie să te eliberezi de anumite lucruri, de dependențe, de, nu știu, situații blocante, situații dificile, de gânduri, de persoane toxice, de trecut. Trebuie să te eliberezi și să lași să vină, să lași să vină viața ta. Și văd că acum luna asta plină va avea un rol important în viața ta. În ce sens? În sensul că te vei elibera de lucrurile care nu mai au motiv să rămână în viața ta și lasă să vină de la sine. Nu încerca să controlezi situațiile. Și cifra 35, 31, 4, 8 poate are o importanță. Haideți să vedem. Noroc. Vei avea parte de noroc în următoarea săptămână. Norocul e de partea ta. Wow, și ascultă-ți intuiția. Și poate norocul vine și din partea unei femei, din partea unei mame, din partea acestei luni pline. Poate ai luna în zodia Scorpion. Și ți se spune să-ți asculți intuiția, sufletul și să reflectezi, să studiezi bine lucrurile și să aștepți. Da? Să folosești înțelepciunea înainte să iei vreo alegere, să reflectezi. Și văd foarte multă energie și cifra nouă. Zodia Fecioară, numărul de destin 9, o persoană născută într-o zi de 9, văd foarte multă energie. Foarte multă energie și văd că vei da naștere la ceva nou. Vei da naștere la ceva nou în următoarea săptămână. Văd că tu lucrezi la un proiect și ții și investești într-un proiect și dorești să dai naștere la acest proiect. Haideți să vedem ce vă transmite tarotul pentru voi, Zodia Taur. Văd că vei face parte sau faci parte dintr-o comunitate la locul de muncă. Văd că te vei reuni cu aceste persoane. Poate ai ascendent sau în zodia Berbec, sau ai planete importante în zodia Berbec. Aici văd 4 de bete, o reușită în casă, în familie, într-o comunitate, o ușurare, satisfacții. Văd că cineva se întoarce acasă sau vei celebra o surpriză, o reușită de-a ta. Văd o petrecere, un eveniment important pentru tine, pentru comunitatea în care faci parte sau pentru familia ta. Văd și că vei colabora sau faci parte dintr-o echipă. Acolo văd că va fi un spirit de comunitate și succes, prosperitate. Turnul îmi spune că e posibil să faci foarte multe drumuri sau în drumurile tale să se întâmple un eveniment care să te ajute să te eliberezi, o transformare care te ajută să te eliberezi de o suferință, de o situație blocantă. Dar e posibil și să fie un pic de caos sau să cadă ceva sau să se termine ceva, o relație poate sau în ce privește o colaborare sau discuții, obstacole. Văd o confuzie aici care te va lua prin surprindere sau te va trezi la realitate. Va interveni divinitatea pentru că se vede că e necesar ca ea să intervină, da?
Și văd că e posibil să renunți la ceva sau să dorești să te muți sau să dorești să renunți la ceva, să dai ceva la spate. Și 8-ul de bețe văd că vei primi vești, evenimente vor veni în viața ta cât de repede și va trebui să menții pasul cu aceste lucruri, comunicări și chiar călătorii. Regele de spade, vei intra în legătură cu un profesionist, cu o persoană care lucrează într-o instituție, dacă ai nevoie de un sfat, de un ajutor, acest bărbat te va ajuta. Poate zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător, văd aici un bărbat care știe să se facă respectat, are un mental nemaipomenit și este foarte, spune adevărul acest bărbat, este foarte rațional și chiar poate are puterea în mâinile sale și are autoritate. Vei conversa și te vei sfătui, să spunem așa. Văd că îți faci foarte multe vise, îți visezi sau te gândești la mai multe opțiuni și trebuie să alegi una dintre acestea. Trebuie să fii foarte atent ce alegi și trebuie să alegi pentru că altfel e posibil să rămâi confuz. Și văd că ai foarte mare imaginație și meditezi dorințe, te gândești la aceste dorințe din partea unui profesionist, aceste mesaje care le primești din partea unui bărbat dintr-o instituție te vor pune pe gânduri. Trebuie să faci anumite alegeri aici. Și văd că vei avea parte de succes, de intrări de bani, de stabilitate financiară, un profit, o prosperitate. Văd că vei face investiții, poate îți vei cumpăra ceva care îți place ție, un cadou, poate îți vei face cumpărături. Văd că te vei vindeca, vei sta foarte bine chiar și singur, în propria persoană și vei profita de această independență. Vei profita și ți se văd că ai foarte multă înțelepciune și după multă muncă cred că vei culege profitul muncii tale. Aici vei fi răsplătit. Văd o vindecare și stabilitate financiară. Haideți să clarificăm acest 4 de bețe. Văd o femeie văduvă. Poate veți lua legătura cu o femeie din familia noastră sau o văduvă sau cu persoană singură. O persoană care se simte tristă și acest turn îmi spune de o pierdere sau poate cu o persoană născută într-o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Cu turnul aici, acest eveniment neprevăzut și obstacole sau un caos e din cauza unei pierderi. 8-ul de bețe văd o persoană care are anumite regrete, se simte singur, un văduv. Cred că se termină o relație aici. Văd că ceva se termină pentru că o văduvă și un văduv. Și în mijloc este pierderea. Văd o separare, poate o despărțire din partea unei femei sau un bărbat din partea... sau o femeie din partea unui bărbat. Și văd că acest profesionist vă va spune în adevăr în ce privește banii dumneavoastră. Veți lua legătura... Poate chiar o persoană care vă va da un sfat nemaipomenit. Haideți să vedem și iluziile și visele în ce privește iubirea. Foarte multe imaginații și visare. Vă imaginați foarte, foarte multă fantezie, dar și foarte multe oportunități sau alegeri multiple în ce privește iubirea dumneavoastră. Și cine are independența asta financiară? O femeie. Dacă sunteți dumneavoastră sunteți acea femeie care veți culege roadele muncii voastre sau care veți avea parte de o sănătate, de independență, vă veți face cadouri și veți profita de această independență de, în ce privește banii sau cumpărăturile. Văd că vi se spune să vă bucurați de momentele petrecute împreună și să văd că veți merge să faceți un drum pe o apă sau pe lângă o apă, o mini-vacanță, să spunem așa, dumneavoastră cu persoana iubită și zice că vei simți sentimente romantice, între voi vor fi aceste lucruri, sentimente romantice și văd că sentimentele sunt reale, deși merită să le examinezi în profunzime.
Și pentru cei care sunt în relații, zice că v-ați mai cunoscut în trecut, poate în alte vieți anterioare, relații din viețile trecute, o relație karmică cu instabilită, să spunem așa, cu eforturi, dar cu foarte multe lecții de viață pentru evoluția sufletului vostru. E ca și cum ați semnat un contract înainte să veniți pe acest pământ pentru a fi împreună, pentru a învăța împreună unul de la altul și pentru a vă ajuta unul pe altul. Dragii mei prieteni, aceasta a fost etalarea pentru următoarea săptămână. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că m-ați urmărit și eu vă aștept data viitoare. V-am pupat, Dumnezeu să vă binecuvânteze, la revedere, sănătate!